mai bine. Bun, Andrei, înțeleg că e comisia tehnică astăzi în care se va propune antrenorul. Toată lumea spune că va fi propunerea Gică Hagi. E corect că va fi Gică Hagi sau așa, din ce ai auzit discuție? Cred că da. Cred că da, adică din ce am mai discutat și eu cu unul cu altul. Și e adevărat că și dinspre Hagi semnalele sunt pozitive? Mai degrabă pozitive? Asta nu știu, pentru că dacă s-a vorbit ceva cu Hagi neoficial, s-a vorbit abia după ce Edi a spus clar că nu mai vine, dar din ce citesc din presă, faptul că am văzut materiale în care el caută un înlocuitor pentru Faru, pentru de antrenor la Faru, și mie îmi pare de la distanță că ar fi tentativa a treia, cred că e, a federației, dacă el va fi numit de comisia tehnică, cea mai aproape de a se concretiza. Dar cel mai aproape, din punctul meu de vedere, e încă departe. Da? Da. Deci cel mai aproape e încă departe. Hai să vă povestesc ceva cu Hagi, care nu știți. Ceva emoționant. Deci chiar e ceva emoționant. Acum 2 ani jumate, sau mă rog, așa, a fost discuție și cu Gică Hagi, până să fie pus Edi Ordănescu. A fost Bioloni, care la un moment dat părea favorit. A fost... Răzvan Lucescu. A fost Răzvan Lucescu, dar voi ați avut o discuție... Prima a fost cu Hagi. Da, voi ați avut o... Cum? Prima atunci a fost Da, prima cu discuție Gică. Pe care voi ați avut-o a fost cu Gică Hagi. Da? Prima aia a fost prima discuție cu Gică Hagi. La momentul respectiv, Hagi, el a refuzat, pentru că voi l-ați vrut. Burleanu, primul, și tu, în calitate de consilier, și Mihai Stoichiță și toată lumea, așa, și poporul, ca să zic așa, da? Deci voi v-ați dus și prima discuție ați avut-o cu Hagi, cum și acum intenționat să aveți prima discuție cu Hagi. Hagi, deci v-am zis, e teribil, nu o să vă vină să credeți ce vă povestesc acum. Și e reală, 100% poveste. Ați vorbit cu Hagi, iar din considerente, în primul rând, morale, Hagi a refuzat. Era în proiectul cu Faru și așa mai departe. După ce a plecat de la întâlnire, s-a dus și s-a întâlnit cu 2-3 prieteni. Da? Cu Ilie Dumitrescu, cu cred că și Gică Popescu și așa mai departe, da? După ce a venit de la întâlnire. Și, nu mai știu, erau 2-3-4 prieteni, așa. Și Hagi vorbea de șansa, că era o șansă și că, din păcate, nu poate, că e Faru, că trebuie să rămână cu Faru, proiectul era așa, și a început să plângă Hagi. Deci i-a dat lacrimile. Atât de trist a fost și atât de rău i-a părut că n-a putut să revină și să ajute echipa națională și să fie selecționerul echipei naționale, încât pur și simplu i-a dat lacrimile. Deci Gică Hagi, la acea întâlnire, la doar câteva ore după ce i-a spus nu lui Răzvan Burleanu, s-a întâlnit cu prietenul lui de suflet și a început să plângă. Pur și simplu i-au dat lacrimi. Da, la acea întâlnire. Deci, pur și simplu au început, nu neapărat că plângeau, efectiv i s-au împăinjenit ochii și i-au dat lacrimile. Atât de amărât a fost că n-a putut să, și că n-a fost contextul să revină la echipa națională. De-aia eu cred că Hagi va veni acum la echipa națională, dacă până la urmă, bineînțeles, va veni propunerea și sigur va veni. Va găsi soluții să vină. Pentru că, să nu uităm, câți ani are Șumi Hagi? 59. 60? 59. Ok, 59. 60, da? E 65. Fraților, și trenurile astea vin, trec, pleacă, după aia nu mai vin. La un moment dat nu mai vin, știi? Deci omul a plâns acum 2 ani și jumătate. Bineînțeles, în fața prietenilor lui. De durere că nu a ajuns antrenorul național, de durere că n-a putut să ajute și, cum să spun, practic a trebuit să aleagă, știi cum? A trebuit să aleagă între niște copii. Faru, copilul lui, și un alt copil, dacă echipa națională tot ceva la suflet. De-aia eu cred că Hagi acum va veni la echipa națională și este o întâmplare 100% reală. Să vedem. Acum e mai ancorat, eu cred că. E mai ancorat în ceea ce înseamnă Faru, din punctul meu de vedere. A mai trecut timp, e ca și copilul lui, îl crești, vrei să-l duci undeva. Și... Eu știu, dar eu cred că nu va rata șansa asta. Asta e părerea mea. Dar, apropo, Andrei, contractul care o să-l propuneți viitorului selecționer, din ce știi tu, este pe 2 ani sau pe 4 ani? Că e important. Sunt deschise ambele variante. Adică deci e și varianta pe 4 ani. Da, pentru că uite, de exemplu, Șumi, de ce l-am întrebat, Andrei? Hagi, cred că pe 2 ani nu vin. Ce înseamnă 2 ani? 2 ani, adică doar 2 ani. Campionatul mondial. Campionatul mondial. Dar tu, oricine, eu cred că orice antrenor care vine la echipa națională, dacă are
să zic, sânge în instalație, trebuie să accepte o clauză intermediară. Indiferent că e Hagi, că e X, că e Y. Trebuie să accepte clauza intermediară. Păi ce, îi dăm 6 ani la un antrenor acum sau ce facem? Păi nu, îi dai 4. Nu știu. Păi de ce să îi dai 4 ani? Păi 4. Păi de ce? Dacă mondial și euro. Păi da, dar tu ai o grupă acum accesibilă, mă refer la Kosovo, Lituania. Asta, asta e Liga Națiunilor. Da, Liga Națiunilor. Păi, a, okay. Păi da, dar Edi a avut această clauză. Da. Edi a avut clauza asta și federația, considerând că Edi a lucrat foarte bine, a turnat pe locul 4, dacă nu mă înșel, au continuat. Rezultatele nu îl recomandau pe Edi să continue. Nu, a fost la un pas să-l demită și a continuat. Eu nu știu dacă Răzvan Burleanu sau cine va veni, sau cine, cu cine se va întâlni, va accepta să... Să fie bătut în cuie 4 ani un antrenor. Nu cred. Eu nu cred. Eu cred, adică că și Hagi trebuie să accepte o clauză intermediară? Da, unde la 2 ani te evaluăm? Dar oricine trebuie să accepte o clauză intermediară. Păi ce, dacă în 2 ani n-ai rezultate, ce faci? Te mai așteptăm încă 2 ani? Te mai așteptăm încă 2 ani? Indiferent cine este. Poate să fie și... Plus că mai altă situație. Nu, clauza așa o văd eu, nu știu. Intermediară, am mai și explicat asta. Este o măsură la care să fie la latitudinea administratorului. Dar s-a demonstrat clar că deși Edi Iordănescu a avut o această clauză, în momentul în care administrația a considerat că el și-a făcut treaba bine, el a fost lăsat să continue treaba, deși a retrogradat din Liga B, nu doar că a câștigat-o. Dar, încă o dată, dacă vă uitați când spuneam lucrul ăsta atunci... Adică tu vrei să spui că voi este primul lucru normal care s-a făcut în România. Voi analiza, voi analizați mai mult decât obiectiv. Foarte frumos. Nu analizați emoțional. Păi, da, și să îți explic cum s-a întâmplat atunci. Noi am terminat pe locul 4 în grupa de Liga Națională cu 7 puncte. Cu 7 puncte, da? Acum, cumva, ni s-a întors neșansa de atunci. Și de ce spun așa? Pentru că atunci cu 7 puncte a retrogradat, ceea ce nu s-a întâmplat în nicio grupă a Ligii Națiunilor, de la grupa A la grupa D. Nu există așa ceva. Deci a fost un ghinion că a retrogradat cu 7 puncte atunci, nu trebuia să retrogradăm. După cum acum, cu 4 puncte am câștigat grupa de euro. Deși un singur gol ne trimitea de pe, și ne-a și trimis vreo 20 de minute de pe locul 1 pe locul 4. Da? Deci o astfel de clauză se poate lipi de o performanță de genul ăsta și atunci nu o să dai antrenor afară cum n-a fost dat antrenor afară când face vezi că face 7 puncte. Și vezi, nu doar că face 7 puncte și vezi cum se lucrează. Deci este un precedent în favoarea oricărui selecționer să accepte această clauză. Exact. Și în momentul în care am spus lucrul ăsta atunci, mă rog, au fost tot felul de critici și la adresa mea, dar nu e nicio problemă lucrul ăsta, doar că s-a dovedit... Duci? Poftim? Duce. Oleo, de la Daum? Da. Stai liniștit. Da? Nu e nicio problemă. Dar... Ai fost înfierat cu Daum? Tu, dar spune ce, Andrei, te rog, ce implică această clauză? În primul rând, trebuie să fim obiectivi. Tu dacă câștigi grupa națiunilor, scap de două echipe puternice, fiindcă tu termini în urna a doua valorică. Tu câștigând dar această... rezultatele din Liga Națiunilor contează foarte, foarte mult. Noi și acum suntem în Liga a doua. Suntem la limită. La limită. La 22 până pe 24, nu? Da. Și poți să cazi în a treia și atunci poți să dai de 2 balauri. De 2 balauri. Zice. Acum și sistemul de calificare va fi diferit la mondial. Da. Nu vor fi 10 grupe, vor fi 12 grupe. Uh-huh. Care vor fi formate din 4 sau 5 echipe. Prima se califică automat. Prima automat și a doua va merge la un baraj. Sunt 12 echipe care merg la baraj plus 4 care vin din Liga Națională. Dar practic se anulează între ele locurile 2. Da, vin la baraj. Vin 16 echipe la baraj care vor un dublu baraj. Și câte rămân? 4. Plus 4 din sunt 12... Deci cu totul 16. 16. Pentru că această trecere la campionatul mondial de 48 de echipe, în această trecere Europa a fost cea mai defavorizată. Uh-huh. Pentru că Europa până acum avea 12 sau 13 echipe calificate la un turneu iar acum mondial, doar iar acum au 16. Da. Europa are 16. A primit cel mai puțin, a fost cea mai mică mărire procentuală. Exact, exact. Da. Deci nu e foarte dificil în continuare să ajungi acolo. Ok, Cobra, tu ce crezi? Tu ești unul dintre oamenii care au o relație foarte bună și apropiată cu Gică Hagi. Ce crezi, ce știi? Vine Hagi? Dacă, nu dacă, e va fi oferta sigură, asta cu dacă să o uităm. Noi am anunțat încă de duminică aici la Fanatic că Hagi este soluția numărul 1. Acum nu știu sigur proiectul care este la, bine, știm, la Farul cu stadionul care o să facă și toate demersurile care o să facă în următorii 2-3 ani de zile. Din punctul meu de vedere,
cred că este un moment din nou al lui Hagi ca să preia echipa națională. Un moment propice. Acum. Bineînțeles. Acum. Nu știu ce o să mai întâmple peste 4 ani. Uh-huh. Uh-huh. Și bineînțeles cum o să gestioneze lucrurile la echipa națională, o să-l vedem 2, 4 sau 10 ani de acum încolo. Uh-huh. Că vârsta o are și maturitatea o are la... Uh-huh. Dar deci ăsta e momentul să vină, nu? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că nu știi dacă o să mai ai alt moment de acum încolo. Uh-huh. Bun, el așa, din ce ați mai discutat, adică ar vrea... Din câte știu eu, este foarte încântat și onorat pentru că din nou i s-a propus să ia echipa națională. Da? Da. Uh-huh. Deci este încântat și onorat, da? Deci, pentru că s-a apelat din nou la el cum a fost acum 2 ani de zile sau... Asta ar însemna că dacă nu se întâmplă niște lucruri, niște piedici din punct de vedere, nu știu, juridic sau... Exact, chestii, contractuale da, sau ceva, în mod normal ar veni. Ar veni la echipa națională. Ar veni la echipa națională, da? Va fi greu dacă e Hagi sau tocmai pentru că e Hagi, atacurile vor fi mai puține? Aura asta lui Hagi și faptul că el este nebunit, că muncește toată ziua, care îl va feri de contestatări sau atacurile vor fi mai mari fiind Hagi? Eu cred că atacurile vor fi mai mari pentru că el este în momentul de față patronul unui club de fotbal și cu siguranță toate alegerile care o să le facă jucătorii care, cum l-am criticat și pe Edi Ordănescu la selecțiile echipei naționale, așa o să fie criticat. Mă auzi? Nume mai mare, ținta mai mare. Da, exact. Nu? Ținta e mult. Ah, de-abia l-aștept. Tragi și mai bine. Gicuță! Ia, pune-ți pe mine. Pa, că-ți dai seama, una e să-l critici acum, pe, nu știu așa, și alta e pe Gica Hagi, nu? Da, da. Ia uite-l pe Vivi! N-ai cum să-l auzi, critici pe Gica Hagi. Ai și rază mai mare. Nu, de aici nu sunt de acord. Asta cu n-ai cum să-l critici pe Gica Hagi, nu, dar, noi trebuie să ne facem meseria. Dacă ai, dar nu-l nimerești care are urechile mici. Cine? A, da, da. Da, da. Ai rază mai mare. Gicuță! Ai rază mai mare de acțiune acolo. Nu, da, ce spunea Cornel Dinu. Horia, ce spunea Cornel Dinu, că trebuie să vină unul care cunoaște fotbalul. Da, aici are mare, a spus. Păi de-aia spunea de Beroni. Păi Șumi cunoaște mai bine fotbalul turc decât cunoaște Beroni fotbalul. Clar, 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 clar. Sau clar, eu cunosc mai bine fotbalul din Albania decât cunoaște Beroni, pentru că n-ai Beroni este rupt de realitatea fotbalului. Șumi ar fi un antrenor care poate să antreneze orice echipă, mai înțeles, și de aici și națională României și orice, aproape orice echipă bună. Mă uitam acum cum face analizele și mă uitam acum ce a zis de jucător, ce le spune la jucător, cum să câștige primele dueluri. Astea sunt chestii de finețe, de antrenor scul, ca să spun așa. Dar e greu, cum să spun. Nu, dar stai, că acum vreau, dar știi, chiar te, vreau să am și eu. Te rog, te rog, te rog. Are dreptate ce spune. Momentul în fotbal. Da. Prima ocazie, dacă dai gol, stai să-l salutăm pe Adi Mutu, că e și Adi Mutu, și după aia te rog să spui. Adi, te salutăm. Salut, Horia. Salut, Adi. Salut, salut, salut. Salut. Bă, dar ce? Bă, ce ți-a crescut părul, bă, băiatule? Acum mă uitam. Frumos păr ai. Ești gelos? A, sunt gelos, mă aprind. Nu știi că m-am prins când era în Turcia. Mă auzi, mă, cum o fi să-ți crească părul, investiție de 2000 de euro, să-ți crească părul așa frumos? Ia zi, Vivi. Da. Ia uite-te. Ai dormit o jumătate de oră, trebuie să dorm 3 luni. Ia uite-te, Vivi, puțin, ia, că mi-a zis. Stai puțin, stai mă puțin. Adică, vorbesc serios, că mi-a zis frizerița că am început de chelie. Ai două bucăți de salam, uite, una aici și una aici, două bucăți de salam. Ia cât am? Uite, cum? Așa? De vreo 400 uite, așa, de euro. Adi, cât trebuie să doarmă Horia ca să facem salamul? Adi! Câteva ore. Da. Adi, cam așa am două bucăți mici, așa? Cam 400 de euro cred că mă costă, nu? Nu știu, că nu sunt specialist, Horia. Dar... Mai stai. N-a venit nota de plată? N-ai plătit tu operația? E, normal. Da, Șumi, te rog, termină. Ce vrei să spui, te rog? Nu, referitor la Hagi. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să avem îndoiele. Adică, ok, este un nume, este a crescut. E cel mai nume. Și a băgat banii toți în academie, cunoaște fondul de jucători, uh-huh. Adică sunt multe aturi și... Nu, că nu știu cunoaște fondul de jucători. Jumătate din național echipă nu știu când va mai avea jumate șansa, din național. Dacă nu va fi nici acum, probabil că va fi destul de greu să vină. Nu, la, e la posibil să rateze ultima șansă, să știi. Ok, sunt anumite criterii, eu cred că
Federația știe cel mai bine, nu știu. Nu e și mică, nu are să o mai lungim. Hagi va fi propus azi oficial, nu are sens să mai tot strângănim în emisiune. Dar nu vorbim, nu am spus și adică eu. De criterii, numai, adică nu mai avem ce să vorbim de criterii. Astăzi Hagi va fi propus de Comisia Tehnică. Din punctul meu de vedere, da? Hagi este îndreptățit să fie antrenorul echipei naționale în momentul de față. Dacă nu el, cine? Atunci cine, nu? Mutu. Așa. Dacă nu el, Mutu. Trebuie să existe și niște criterii în momentul în care alegi. Adică trebuie să existe niște criterii care federația le știe. Nu știu, mai bine decât bine. Nu poți să alegi un antrenor și să-i spui doar că a avut a luat un trofeu sau că doar asta să fie singurul. Bun, singurul și criteriu. Hagi e vreun criteriu la care nu se încadrează? Din punctul meu de vedere și eu nu sunt de acord cu că ai fost mare jucător al echipei naționale. Ok, ai fost mare jucător al echipei naționale, dar au fost N mari jucători al echipei naționale care din punct de vedere al antrenorului nu au avut rezultate. Deci ăsta nu este un criteriu din punctul meu de vedere. Ok, este. Poate să facă parte din o serie de 10 criterii. Da. Dar nu doar neapărat. Că din fericire acum Hagi, vorbim de marele antrenor Hagi. Hagi a luat trofee, a crescut jucători, deci se încadrează. Adică vreau să te întreb ceva. Da. Tu între cine ai alege? Dacă ai fi președintele federației. Și te întreb direct, dar răspundem direct, nu. Da, răspund ce Hagi sau Mircea Lucescu? În momentul de da, Hagi sau Mircea. Sunt subiectiv. Da, zi. Lucescu. Pe Mircea Lucescu. Da, eu sunt subiectiv. Știu, am lucrat cu dânsul și sunt subiectiv. Asta, probabil există un dram de superior, așa, de subiectivist și ăsta e. Eu, cel mai mare antrenor care l-am avut în viața mea și care m-a antrenat și uite, am avut șansa în Portugalia să lucrez cu Queiroz, care a fost la Real Madrid după aceea și asta, când eram la Maritim. E, din punctul meu de vedere, Lucescu este cel mai mare antrenor care eu l-am întâlnit în viața mea. N-am avut șansa lui Adi, de exemplu, să lucreze cu antrenori mult mai titrați și să fie la un nivel mult mai înalt decât mine ca jucător sau lui Adi Ilie sau nu știu ce. Dar eu, din punctul meu de vedere, și cel mai titrat antrenor al României în momentul de față este Mircea Lucescu. Și ca trofee, și ca ochi, și ca orice. Asta e părerea mea. Adi, tu pe cine ai alege? Hagi, Lucescu sau Mutu? Pe Hagi.